Vă pup, dragilor, astăzi împreună cu prietenul meu, Davidescu, merg să mă întâlnesc cu o persoană foarte dragă mie, pe care o admir enorm. Damian Drăghici, un artist adevărat și un om de foarte mare caracter. Nu vreau să mai lungesc, haideți cu mine, vă urez vizionare plăcută. Astăzi este un episod așa mai special, pe relax, și mulțumesc din suflet lui Damian Drăghici că a acceptat să filmeze cu mine. Cu mare drag. Te apreciez foarte mult și respect tot ceea ce faci, inclusiv podcastul tău este foarte bun. Și îți mulțumesc cu atât mai mult, încât știu că tu acum ai venit direct de la Iași, unde ai avut un eveniment și na, te-ai oprit să faci emisiunea asta cu mine și îți mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Și vreau să felicitări pentru ce faci tu. Mulțumesc din suflet. Vreau să -ți fac și un cadou de la prietenii noștri de la Domeniile Davidescu. Știu că tu cu alcoolul nu mai da, dar este o stică, un vin foarte bun și eu îl recomand și probabil alții acolo la. Mulțumesc frumos. Dar din dar să face dar. Da, din dar să face dar. Mulțumesc. Este vinul care mie Davidescu, place. Mulțumesc. Da. Care mie place foarte mult. Bun, hai să trecem direct la subiect. Eu vreau să aflu cât mai multe despre tine în seara asta. Spuneai că te tragi într-o familie de artiști, de cântăreți din 7 generații, ceva de genul. Și vreau să te întreb, când erai tu mic, cum ți-ai dat seama de talentul ăsta? Știu că de foarte mic, de foarte, foarte mic ai început să cânți. Nu cred că mi-am dat seama de talent, adică având așa de multe instrumente în casă, pur și simplu cântam la primul instrument care era cel mai static și totdeauna prezent acolo, era țambalul. Și am început să cânt cu țambalul, cred că la vârsta de 3 ani undeva. Poate și mai devreme. Mă tot jucam cu el, mă urcam pe un scaun și cântam la țambal. Și cumva, cred că am început să devin oarecum competent la el. Dar știu că te-ai plictisit destul de repede de țambal. Nu numai de țambal, de mai multe lucruri m-am plictisit repede. Cred că era o mică doză de ADHD, pe care o să spun și că am și în ziua de astăzi. N-am fost diagnosticat sau și dacă am fost diagnosticat, ADHD-ul nu există, dar da, corect. Să spune că unii oameni se plictisesc mai repede decât alții de unele lucruri. Și poate mi-a prins bine că nu am cântat cu țambalul, că într-un fel, și nu o spun asta într-un mod peorativ sau ceva, aș fi rămas doar un țambalagiu care cântam la nunți, dacă rămâneam la țambal. Deci poate a fost nici măcar o decizie, poate a fost intuitiv un lucru bun că am făcut asta. La câte instrumente știi să cânti? E altceva să cânti profesional și altceva să te joci așa la mai multe instrumente. Poți să mă joc la mai multe instrumente, dar nu asta e. 5, 6, 7 instrumente, dar nu e. Dar nu e la nivelul de profesionist. Da, principalul este naiul. Principalul este naiul și după nai, pianul. Pianul, foarte. Și toba, care a fost întotdeauna instrumentul meu favorit. Da, da. Povesteai tu că până la 18 ani erai destul de amărât și dormeați 7 sau 8 inși într-un pat. Ideea este că în apartamentul care stăteam noi în stație la Lizanu, chiar în blocul de la Melodia, de la Bingo de acolo, suntem din același cartier, apropo. Exact. M-am născut și am crescut în exact. Ștefan cel Mare, 31, bloc 29. Aveam niște... Într-un apartament ăsta, nu știu dacă era... Nu era de comandat. Că intrai în sufragerie și pentru sufragerie trebuia să treci ca să ajungi în cele două dormitoare. De înseamnă că era semi-decomandat, nu? Sau... Nici nu știu exact. Ne-decomandat, dar știu modelul cum ar veni. Și erau două... Pe timpul ăla nu se spunea canapele, se spunea recamiere, dacă mă știi, dar care se deschideau și pur și simplu într-unul se dormea așa pe invers, cu scaune la picioare și dormeam eu cu bunica mea, Dumnezeu să o odinească, pe care îi spunea mama, cu văriul meu, cu mai multe persoane pe invers. Știu cât de mult și cât de important a fost bunica ta pentru tine și vreau să ți amintești un pic așa de acum. Păi cred că a fost o persoană extrem de dedicată mama, așa spuneam, mama Nina, ceilalți frații verei mei spuneau, a fost extrem de... o persoană care a vrut să scoată ceva de mine. Pe românește, ăla-i cuvântul, adică m-a dus la școală până în clasa 7-a, dacă poți să-ți imaginezi. Nu că n-aș fi vrut să mă duc. Mă ducea aia și mă aștepta doar ca să fie sigură că mă duc. Și cred că asta a făcut-o pentru că cumva am fost primul din familie care am ajuns să termin liceul și pe aia să fac, adică își dorea asta foarte mult. Ca simți că ai... Da, da. Nu știu dacă a simțit, dar cred că își dorea foarte mult în sfârșit ca cineva să... Și cred că și-a dat seama că educația e foarte importantă, care și după părerea mea și nu numai a mea, a celor mai mulți specialiști al tuturor, e un lucru foarte important să
la educație. Apropo de școală, cred că ți-era destul de greu pentru că știu că tu ai început să cânti de foarte mic, gen 12-13 ani, deja mergeai la anunț, la evenimente, da, da, ce erau atunci și citeam o chestie foarte haioasă, spuneai că de multe ori erai nevoit să premiezi profesorii ca să te treacă. Da, am mai spus asta, dar cred că era momentul ăla unde copil fiind și auzind în casă sau în mediile în care eram între muzicanți, între lăutari, lasă-mă că dacă o să cânti și ai turnee și ajungi mare și ai un alt drum, sau cel puțin așa erau lucrurile în perioada aia, nu mă gândeam că o să am nevoie de educație și atunci dacă puteai să dai un cartuș de Kent sau un pachet de cafea, să treci mai repede. Lucru care mult mai târziu, peste ani și ani de zile, mi-a părut rău, pentru că în momentul ăla mi-am dat seama când am început să citesc foarte mult și când am început să îmi dezvolt curiozitatea asta de a citi și de a avea, de a fi ca un burete care mintea mea cere extraordinar de multă, de multă informație, mi-am dat seama că lucrurile nu erau așa, dar în momentul ăla, în contextul ăla, așa funcționau lucrurile. Îți mai aduce aminte prima nuntă la care ai cântat? Prima nuntă, da, în... cred că aveam vreo... 12 ani, jumate, 13 ani, la hotel, la fostul hotel Dorobanți, care a fost... acum e Sheraton și a fost Howard Johnson. Sheraton, da. Da. Și ai cântat cu instrument, nu? Da, cu Naiu, exact. Primul Revelion l-am cântat la Hotel Lido, aveam 10 ani, cu unchiul meu Lulu. Făceai bănișori atunci? Pe normal că făceam bani, eram un copil frumos, cu papion la gât, mă uceam și... cântam și începea lumea să-mi bage sutele de lei în buzunar. Ai plecat din țară la 19 ani, dacă nu mă înșel? Da, 18 ani jumate. Visul tău era să pleci în America, dar prima dată ai ajuns în Grecia, greșesc? Da, visul meu era să ajung în America, dar am ajuns în Grecia din greșeală, trebuia să ajung în Italia și am ajuns în Grecia. Cum? Povestește un pic. Tot într-o greșeală. Cum am fugit eu din România, am văzut în partea, în Serbia, am văzut Jeff Gele și eu credeam că e Trieste. În loc să iau spre dreapta, am luat-o spre stânga și am ajuns în Grecia. Dar în urma a tuturor experiențelor mele și la vârsta pe care o am acum, înțeleg că nimic nu este întâmplător. Și eu spun asta, nu spun doar așa ca vorbă, că de obicei noi spunem asta cu nimic nu este întâmplător, așa, dar la voia întâmplării, nu. Chiar cred că nimic nu este întâmplător și totul se întâmplă pentru un motiv. Adică totul e scris de așa natură încât se întâmplă. Adică orice ni se pare nouă greșeală la un moment dat, nu e. Așa trebuia să întâmple. Dar zi-mi puțin, cum, că mi se pare, adică la 19 ani era foarte greu să pleci din țară, mai ales tu erai și artist. Tu erai trecut pe o listă neagră deja, pentru că nu știu, da, n-am avut viză de la 15 ani, pentru că unchiul meu, Damian Luca, a fugit din țară. Și deja erai pe lista aia neagră, cum ar au fost mai multe inițiative să plec în Danemarca la 15 ani, trebuia să plec cu ansamblul studenților. Nu mi s-a dat viză. La 16 în Italia nu mi s-a dat viză. La 17 în Grecia nu mi s-a dat viză și pe aia nici mai era, să știa. La 17 jumate a venit o cerere, dacă poți să-ți imaginezi, o țin minte că acum, de la Richard Clyderman. Da. Pianistul. Da, pianistul. La, se numea pe timpul la Aria, așa se numea, unde îți dă o viză. Am trimis o filmare cu mine cu Naiu, m-a acceptat, i-a plăcut foarte mult. Nu viză. Asta mi se pare, deci în 89 ajungi în Grecia, ce se întâmplă acolo în Grecia? Cerșeală. Cerșeală. Cerșeală, dar cânta cu instrumentul pe la mese, adică lumea spune, a, nu, nu cerșeai, cântai. Păi nu, mă uceam cu instrumentul pe la masă și mă băgam în nasul omului în timp ce mânca ca să pot să iau bani. Și adică cu puțin tupeu, că dacă ai puțin tupeu, iei bani, dacă n-ai tupeu, stai într-o parte. Deci ai reușit să-i Naiu cu tine când ai fugit? Da, da. Și la Naiu le cântai? Le cântam la fiecare, adică la început am început să cânt tot ce studiam eu, clasic sau folclor sau muzică populară sau ce cântam. Dar după aia m-am prins că trebuie să cânți exact ce prinde la oameni, adică știu eu, aia, Never on Sunday, ce funcționa. Și cântând alea, asta mergea. Era vorba de supraviețuire, dar... Asta zic, de supraviețuire, nu, că nu... Aveam înăuntru meu o ambiție. O ambiție și o intuiție, care în câteva luni de zile au venit și alți oameni după mine, după Revoluție. În câteva luni de zile am început să învăț greacă foarte bine, am început să mă descurc, mă cunoșteam cu oamenii, intram în relație cu ei, aveam un simț de ăsta al vânzărilor foarte bune. Știi, aduceau, da, mă făceam plăcut, erau oameni care talentul meu, aducea cineva o vioară din România, băi, mi-o vin și mie, da, că ți-o vând eu, mă uceam la ăla, la grec, cât vei pe vioara asta, le te v-am pe ăsta,
500 de dolari. Eu vorbeam cu la în greacă. Băiatul să vrea 2000 de dolari, dar poți să-i dai banii, când poți să-i dai banii? Și ăla acum, adică nu, hai că vine în 3 ore. Îi spuneam la ăsta, da mă, o să-ți dai 500 de euro peste 3 ore. Mă uceam, vindeam bani cu 500, îi dam 500 de dolari, mă mi-am 1500, adică... Corect. Da, lucruri, 18 ani jumate și mă descurc, adică mă descurcam, făceam orice ca să pot să mă descurc. Existau în timpul ăla și oameni în Grecia, din lumea noastră, că am văzut că ai avut alte interviuri și cu alți oameni. Da. Și de-aia spun, care... Mă vedeau că eram frumos, că vorbeam limbi străine. Și m-aș fi rugat, băi, nu vezi să mergi cu noi la intervenție? Asta era băieții care întorceau de-alea. Și zic, vă mulțumesc frumos, nu, stau la cerșit, pentru că ăla e drumul meu. Și toți respectau asta la mine. Pentru deci că la intervenție era ăla care se ucea când ducea la portofelul și întreba la mișto, unde e Acropolis cu tare. Și putea să-ți dea parte bine. Și nu. Și ăștia erau toți băieți super cunoscuți din toată lumea, care veneau din Franța în fiecare bară. Și am rămas pe drumul meu totdeauna, adică, pentru că am crezut în asta, am crezut și știam. Nimeni nu este întâmplător, revenind la ceea ce spuneai de vreme, ai rămas pe drumul tău și probabil dacă te luai cu ei la... Pe normal, intra la alte belene. Da, intra la alte belene. Bun, asta e perioada Grecia. Ce a urmat după aia, după Grecia? Cât ai stat în Grecia? Păi nu, am stat un an de zile în Grecia, la început, după care am plecat în Olanda. A venit tot tipul un manager foarte cunoscut, care lucrase și cu mai mulți naiști din România și... Am avut acolo o încercare să facem ceva cu ea. Nu a funcționat. Am venit în România. Se terminase cu Revoluția, cu tot. Da. Și am trecut a doua oară granița frauduros. Am fugit iarăși în Grecia, tot așa. Dar data asta nu mai era regimul, dar se închisese. După un an de zile s-a închis și am plecat la Cluj și era o șmecherie de asta, unde dai la 1.000 de euro. Ajungeai în graniță, te făceai că te duci înăuntru la shop să cumperi un cartuș de țigări și ăla te aștepta cu autocarul mai încolo și iarăși, dar atăceai tot de unul singur. Era tot riscutor. Ce-mi plac poveștile astea. Și am trecut a doua oară ilegal în Grecia. Deja mă obișnuisem, asta după aia nu mai era problemă. Și am luat iarăși cu cerșeala. Și după ce am luat cu cerșeala, a trebuit la un moment dat să încep să-mi găsesc și acte, să fac și lucrul ăsta și m-am căsătorit în Grecia și... Grecoaică, scuze-mă. Da, grecoaică. Deci și singura modalitate prin care puteai să trăiești în Grecia, pentru că nu cu cerșeala nu putea să fie la sfârșit. A venit un tip la mine și mi-a spus, la un moment dat, ce, tu cânti cu orga? Zic, cânt și cu pianul, dar eu nu sunt un pianist. Zice, nu vrei să mergi cu mine cu orga să cânti? Am cântat o dată și la Buzuchea cu toba. Da. Zice, nu vrei să mergi cu mine cu orga la Buzuchea? La cuburile alea lor. Da, alea lor, da, cum se spar farfurii. Da, și mi-a dat la vreo 6 sau 8 casete, cum era pe vremea aia. Și pe fiecare casetă era câte 20 de piese și a trebuit să învăț un repertoriu de 120 de piese de luni până vineri. L-am învățat, îți dați acolo cum am putut să învăț. Vorbesc serios, ai învățat 120 de piese? Da, să le acompaniez, să le cânt cu ei. Și de momentul ăla am început să devin organist. Asta a fost primul meu job, să zic așa. Dar era satisfacția că acolo măcar erai ascultat. Era altceva și nu mai erai pe stat, nu mai erai umilit, nu mai... Mai dădeai peste ospătar, că ai mai zădea un șut în fund. Astfel, ai fost vreodată umilit când cântai pe stradă? Nu, dar de foarte multe ori. Au fost momente când, țin minte, mi-am spart naiul. Am avut naiul și l-am făcut bucăți de nervi. Tu, de frustrare. Și asta. Păi dacă zis, mai ești un copil de 18-19 ani, ți-ai imaginat că pleci din România, ajungi afară și totul e bine roz, și de fapt, nu știu ce. Și de fapt, ți-o iei în bot. Da. Deci au fost momente în care ai spart atât de supărare, zici, bă, ce caut eu aici, da. Nu e locul. Da, de două ori am spart naiul de supărare, ți-mi pe aia l-am lipit cu ceva, cu scoci cu astea. Pentru că mă frustra foarte mult ceea ce făceam. Copil fiind atunci, aveai momente când plângeai? De foarte multe ori. Da? De te simțeai singur, al nimănui pe acolo? A fost foarte greu. Faptul că nu aveam cum să înțeleg la vârsta aia pașii necesari pe care trebuie să-i urmez să ajung unde vreau să ajung. În muzică. Da. Pentru că altfel ar fi fost mai ușor să ajungi să ții o mașină și să ții nu știu ce, făcând alte nenorociri. Corect. Dar nu aia era ideea. Eu mi-am propus ceva și ăla era ideea meu și visul meu. Hai să dăm un sfat la oamenii care își doresc să ajungă sus în ceea ce fac ei. Ce trebuie să facă? În primul rând e vorba de atitudine. Atitudine. Să crezi în tine. Să crezi în tine e cel mai important. Adică mai mult decât oricine, tu trebuie să crezi în tine. Nimeni nu o să creadă în tine mai mult decât crezi tu în tine. Foarte frumos. Doi. În momentele când nu crezi în tine, pentru că alea vor fi mai multe decât alea care crezi în tine, și în momentul când vine momentul ăla de nebunie, unde iarăși crezi, adică sunt 10 ore nu crezi în tine,
și un sfert de oră crezi în tine, sfertul ăla de oră e mai important decât alea 10 ore. Ce bine zici. Alea 10 ore este doar mintea, gândirea limitativă care ți-a fost ție indusă de familie în copilărie. Și ce ai auzit tu de la mamă, tată, unchi, mătușe, vecini, a, nu poți, maică, atât e bine să ai și tu o casă, un salariu, nu știu ce. Dacă tu crezi cu adevărat în tine, poți să realizezi lucruri incredibile. Dar trebuie să ai încredere în tine. Și trebuie să-ți dorești lucrul ăla cu adevărat. Și încă un lucru foarte important. Să ți-l dorești de motivul real cu adevărat. Adică nu să ți-l dorești, vreau să ajung mare ca să arăt altora. Nu. Vreau să ajung mare ca să îi dau în gât lui ăla. Vreau să ajung mare să le dovedesc la ăștia că sunt mare. Nu, nu, nu. Trebuie să fie pentru sufletul tău. Foarte frumos. Și munca este importantă. Aia e... Păi da, nici am ajuns la aia, adică asta nu e o ordine. Da, nu e ordine, poate cu aia începeai. Dar munca e clar că fără muncă nu se poate. Muncă asidu, adică și non-stop. Dar poți să muncești ca bou dacă nu crezi în tine. Așa, deci Grecia. În Olanda ți-a fost greu? Bănuiesc în Olanda, să nu spui că ai învățat și limba. Nu, n-am învățat olandeza, dar în Olanda a fost pentru că am trimis un demo pe timpul ăla, când trăia acolo, Dumnezeu să-l odinească. A dat un demo la unii de la Sony Music. Aici vreau să mă opresc puțin și să, iarăși, pentru că dacă toți sunt tineri care se uită la noi, să folosească asta ca un exemplu. Asta îmi doresc cel mai mult. Nu aveam studio. Mi-a zis, băi, trebuie să faci tu un demo. Eram în Ianena, cântam într-o cârciumă. Zăsma, pe timpul ăla, acum studio are și nea Vasilica, oricine are un laptop și poți să tragi un microfon și ai văzut că de ușor e. Ce ușor e, da. Nu, aici ne referim la vremea unde nu exista studio și dacă trebuia să te uiți un studio, te costa o grămadă de bani. Erau câteva, da. Minte, da, exact. 92, adică, și m-am dus la cârciumă, am pus microfonul, nici nu aveam cu orga cum să trag pe ceva multitrack ca să mă trag de două ori. Da. Și am tras cu stânga cu orga și cu dreapta cu nai. Deci nu aveam cum să trag eu orga separat și pe aia să pot să trag. Și aia am tras pe un castofon direct așa, dar nu pun cablu, da, sau ceva. Am păsat pe ăla de nostru. Am păsat pe exact. Pe casetă și aia. Exact. Și ăla, am luat caseta aia, am băgat-o într-o pungă, am trimis-o. Și după o lună zile spune, păi ăștia vor să faci un album. Tot anul ăla, făceam tot la fel, casete de astea. Și luam de pe spatele de la discul, dacă mai ții minte, acolo jos scria Sony Music, nu știu ce, Los Angeles, adrese, nici nu știam, da, Londra, da, da. LK, nu știu ce, Franța. Și luam 30-40 de casete. Hello, my name is Damian, I'm from Romania, I play pamphlet, please. I want a record deal with you. Și te metea la toți și aia spunea, thank you very much, it's not for us, nu știu ce. Și primeam... O chestie, când primeai răspunsul negativ înapoi, te descurajai? Da, normal. Păi da, ăla e cel mai bun motivator. Să te descurajezi, să te cași pe tine de frică. Ăla este? Păi da, normal, pentru că dacă ascultați. Cred că dacă mi-ar fi spus de prima oară, da. A, ce simplu e. Prea simplu cum ar veni în viață. Atunci, cu adevărat, tu dovedești că vrei. Atunci când se spune nu și mergi mai departe. Bun, Olanda... Olanda, am mers, am făcut primul album. Album. A fost pentru mine revoluționar și pentru cei care am făcut atunci albumul, era ceva total nou. Și în ziua de azi, când ascult la el, eu sunt genul care nu prea ascult de obicei la proiectele mele pe care le-am făcut anterioare, dar îmi dau seama cât de multă dragoste aveam, pasiune, la 23 de ani. Am stat și am făcut albumul într-o lună de zile, am repetat, am compus muzică, am făcut toate astea și era, nu o spun cu falsă modestie, era ahead of its time, adică era în fața timpului cu mult atunci, adică era ceva chiar absolut incredibil pentru vârsta. Acum când stau și mă uit în urmă, după 30 de ani, la anul, sunt 30 de ani de când l-am făcut. Ce, ai început să devii faimos atunci. Cum a fost? Că practic, ușor, ai început să devii... Foarte puțin. Eu nici astăzi nu mă simt faimos. Pentru că, cumva, niciodată în viața mea n-am simțit că am ajuns acolo unde vreau să ajung. Deci mai este loc. Da, mult mai mult. Bravo. Chiar este loc. Și sper și îmi doresc să te văd acolo unde vrei. Să rămână, mulțumesc. Am început să am concerte, am început să particip în festivaluri, am început să am o grămadă de lucruri, dar tot era focul ăsta de a mă descoperi pe mine, de a descoperi muzica mea, de a... Încă nu erai tu. Exact. Erai în căutare. De a face lucruri. Da. Exact. Și în momentul ăla a început să intre în mine microbul de la colegii din Grecia.
a început să intre microbul foarte, foarte adânc, microbul America. Deci deja microbul care era deja înainte de America, la început era microbul America despre faimă și ce văzusem eu în filme și astea. Acum nu mai era despre microbul America despre faimă. Era despre microbul muzică, să învăț muzică, să ajung la Berkeley, să ajung la Berkeley. Pentru că grecii în timpul ăla, ei erau foarte informați în comparație cu noi, cu România. Normal, da. Și știau foarte bine despre... americani. Despre Berkeley, nu, despre Universitatea Berkeley și despre școlile de specialitate de muzică în state. Și deci, asta era toată ziua deci Berkeley, Berkeley, Berkeley. Deja spusese un țel, băi, da. Trebuie să ajung în America. Și într-un final am dat un examen în Atena, nu știam că vine ăștia de la Berkeley, au venit la Berkeley o întreagă echipă, m-au ascultat și mi-au dat o bursă integrală la Berkeley. Stai puțin, că iarăși... Deci pur și simplu au venit în Atena, oamenii ăștia, și nu știu, întâmplare, cum, nici cum să-i spun. Nu, eu inițial stăteam la Ianena, m-am mutat în Atena în anul 96. Dar ai aflat oarecum că vine acolo sau au fost? Nu știam. Și după aia la un moment dat mi-au spus unii, că bă, știi că ăștia vin în decembrie să recruteze. Să recruteze, da, exact. Copii. Fac asta și acum oamenii, în fiecare decembrie. Gata, am o șansă. Și zic, hai că aplic și eu. Și am aplicat cu un prietenul meu, Dumnezeu, am uitat acum câteva luni de zile, Ianis Floros, de la COVID. Și am aplicat, m-am dus, am cântat. 13 decembrie 96. Iată, sunt 26 de ani. Și am cântat și... Când am cântat cu Naiu și când am ieșit de acolo, îmi spun ce... We'll see you next year. Next fall. Next September. Da. Și zic eu... Yeah, but me no possible. No money. No money, da. Zice, don't worry, we'll see. Și în câteva săptămâni am primit o hârtie pe care scria, Damian, felicitări. Ai fost acceptat. Ai fost acceptat și ai câștigat o bursă. Și am crezut că e la mișto. Și acolo începe un nou capitol pentru tine. De acolo viața s-a schimbat total. În câțiva ani de zile viața a fost greu, să fim serioși, foarte greu. Adică, ca student la Berkeley, era greu, dar am început să învăț ce-mi plăcea mie și ce-mi doream, muzică. Am început să văd jazz și nu mai jazz. Am început să... Eram ca un burete care învățam lucruri, adică tot ce mi-am dorit să învăț. Jazz, corect. Mai era un lucru, adică era un lucru incredibil. Mă simțeam acasă pentru că toate glumele mele și tot spiritul ăsta al meu foarte, foarte, foarte copilăresc și foarte jucăuș și foarte nebunatic, acolo funcționa. Da. Oamenii nu, acolo nu te vedeau ca nebun. Orice fel de glumă făceai, orice fel, zăreai în sus, în jos, nu știu ce. Era acceptată, veni, da. Era acceptată și vedea un spirit mișto, unde până în momentul ăla, nu că fusesem blocat, dar lucrurile nu erau la fel. Acolo a fost locul unde am putut să spun că sunt țigan, fără să-mi fie rușine, și am fost acceptat și am fost apreciat. Adică acolo când am spus că sunt țigan, toată lumea era și toate gagice. Și spune, oh my god, ești gypsy! Era ceva mișto să fii țigan. Aveai succes la gagici? Mai ales când am spus că sunt țigan. Așa a început toată povestea, într-un context am spus că sunt țigan. Pentru niște fete și de acolo a început. Și în momentul ăla mi-am dat seama că asta cu țiganul nu mai era cum era în Europa, în Grecia, unde era îndretimentul meu, adică aici era, mă ajuta. Și am început să folosesc asta în beneficiul meu. Da. Da. Vicii, în perioada aia, ai început să ai și vicii? Erau viciile facultății, cu toată lumea. Bea, fuma o iarbă sau astea, adică, de asemenea, la o facultate de universitate de muzică, asta erau... Știu că ai mai povestit. Cum a fost prima dată când ai fumat iarbă? Nici nu cred că era, adică știi cum era la Berkeley? Cine nu fuma era... Da, adică profesorii tot era o treabă de asta, nu se pare ceva ciudat acum, în 2022. Dar în 97 în America, gândește că ai alații job și ăștia făceau asta la anii 70, adică era ceva... o jucărie, da. Da, ca și cum și nu era, pahar de vin. La ea nu era un fel de adicție sau ceva, era o treabă de asta, unde băi, te-ai văzut la petrecere, ai stat și ai fumat de două ori și la revedere, adică nu era... Da, o perioadă foarte mișto. Citeam despre tine astăzi ca să mă documentez cât mai bine și mi-a plăcut o chestie și să știi că și eu fac treaba asta. Spuneai tu că spui de aproape 1000 de ori pe zi, Doamne Dumnezeu, îți mulțumesc, miluiește. Sau Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Tatăl nostru, tot ce pot să spun, oricând pot să spun sau mulțumesc sau... Cât de mult ajută chestia asta? Nici nu știu cât de mult mă ajută pentru că a devenit parte din viața mea. Da, adică deschid ochii și spun Tatăl nostru. Înainte să deschid ochii, e parte din mine. Ai avut vreodată o mare dezamăgire în viață?
Nu știu dacă m-am avut dezamăgit, dar au fost momente când am avut și eu și depresii, am avut și anxietăți, am avut și momente când nu am fost ok pentru că nu înțelegeam niște lucruri. Putem să intrăm un pic așa? Da, adică credeam că lucrurile trebuie să întâmple așa cum vreau eu pentru că te crezi tu în control. Și de fapt realitatea este că tu nu ești niciodată în control. Știu că pare ciudat acum ceea ce spun. Nu pare. Eu chiar acum analizez. Nu, că sunt mulți oameni care poate să uite la noi sau să spună cum adică nu ești în control. Păi nu ești în control, că nu poți să știi dacă, Doamne ferește, plec de aici și nu știu dacă ajung acasă. Dar de ce să pleci de aici? Doamne ferește, dacă suntem aici acum și se întâmplă ceva, da, secundă, corect. Da. Ce control avem? Așa este. Am un văr, avea 46 de ani, acum 2 luni de zile de Dumnezeu odinească, fratele meu, am crescut împreună. Sare din cât la ora 2 noaptea, 46 de ani. Neîmpliniți 47, făcea pe 30 aprilie. Dă-și mie să beau o cură de Pepsi. A băut? Jos. Infarct. Ia. Asta e un exemplu apropiat al meu. Dar câte exemple nu sunt? Știi că în fiecare dimineață, spunea tot Satguru acum într-o întâlnire, în fiecare dimineață să trezesc 200... Nu să mai trezesc 250.000 de oameni. În fiecare dimineață. Fără să aibă fost problemă sau fost boală sau ceva. Da. Deci nu suntem în control. Dar totuși, mergând înapoi la ce ai spus și la America și mergând înapoi la cariera mea sau la ceea ce am vrut să realizez, trebuie să crezi și trebuie să visezi. Pentru că și acolo tot nu ești în control. Deci dacă tu îți dorești și spui acestei entități energetice, intri în legătură cu Universul, cu Dumnezeu, cum vrei să-i spui tu? Și emani vibrația aia, e un lucru pe care l-am citit și eu de foarte multe ori, nu-l înțelegeam și cred că în sfârșit l-am înțeles. Tu nu primești ceea ce îți dorești. Tu primești ceea ce ești. Ceea ce ești. Ca energie. Da. Că dacă tu spui, păi aș vrea și eu aia, da. Și tu ești în continuu, da, dar îl vezi până... Bravo, nu, da. dacă spui, Doamne, eu sunt asta. Vreau pentru mine, nu mă interesează. Tu atragi aia, pentru că aia e și tu. Eu sunt cu un par de vin de la Domnule Davidescu. Mulțumesc mult! Pe o rară neagră. Când bei tu, ce bei? Vinul roșu? Vinul roșu îți plăcea? Da, vinul roșu nu așa, un pahar sau asta. Cu băieții pentru... aveam mai mult vin alb. Vin alb, da. Nu la șpriț gen. Da, da. Tipic românesc, unde se stă așa ori întregi. Ori întregi, exact. Eu recunosc că sunt cu vinul roșu. Doamne ajută! Sec și ăsta chiar e un vin care îmi place mult tot la domeniile. N-am fost niciodată un foarte mare băutor pentru că îmi plac dulciurile foarte mult. Da? Da, și oamenilor care plac dulciurile... E invers, uite, eu nu mănânc dulce deloc. Păi, tocmai așa e. Se spune că în ficat se metabolizează mai bine alcoolul decât dulcele și de-aia oamenii care beau... Deci cei care mănâncă dulciuri nu beau și cei care beau, prin băutură primesc zahărul pe care l-a primit din dulciuri. Dependență, gen? Da. Și acum? Acum știu cum să o gestionez. Doamne ajută. Proteine astea, Doamne ajută, să fii sănătos, multă sănătate. Nu voiam să te mai întreb, Damian, dacă ai fost trădat în viață. Trădat depinde cât de personal o iei asta cu trădarea. Și asta e adevărat, că dacă ești relaxat. Nu că dacă ești relaxat, că nici eu nu sunt cel mai relaxat. Că îți dai seama, ca să realizezi niște lucruri, trebuie să ai sânge în cohone, să te lupi, să fii, să pui acolo. Chiar nu e pentru fiecare zi. Da, dar și... Asta cu trădarea depinde cum o vezi, adică poți să te frustreze, poți să înțelegi o lecție, sunt două lucruri pe care poți să înțelegi în trădare. Sau să give up, am fost trădat, s-a terminat și la revedere, viața mea s-a terminat, sau să fii trădat să înveți o lecție și să spui, băi, data viitoare am să fac așa. Și următoarea trădare, stai că eu credeam că cineva poate să te tradeze doar așa, poate să și așa. Deci tu ești varianta 2, să înțeleg. Exact. Care și partea bună. Și încă ceva. Bună. Și să nu rămâi stuck sau blocat în trădarea aia. Că nu înseamnă că dacă te-a trădat tu, nu așa sunt toți oamenii. Și după aia tu să începi să tratezi relația cu toți oamenii cu frica aia de trădare. Că altfel nu mai faci nimic. Stai, te închizi într-o casă și stai închis toată viața în casă. Mergi mai departe și dacă o să fii trădat, o să fii trădat. Și dacă ești trădat, ce-i pare sfârșitul pământului? Adică în afară, dacă vine unul să-ți bage un cuțit în tine sau un pistol să-ți tragă un glonț în cap, restul e vorba doar de orgoliu tău, dacă e lucrurile personal. Și dacă te trădează un om, ăla de cele mai multe ori nu o face ca să te trădeze pe tine. Este pentru că el e slab. Da. Deci el niciodată nu are intenția.
Trădătorul nu este rău intenționat. Care ceva cu tine el? Nu, el vrea să-și salveze pielea lui. Așa este. Și când ajungi la maturitatea asta să înțelegi, băi, uite-te puțin de partea asta la altă săracul. Stai că m-a trădat că e slab, cum ar fi. Exact. Da. Dacă tu ești puternic, poți să-l salvezi și pe el. 5 ani de zile spuneai, bă, eu nu-mi doresc copil. Da. Și după aia a apărut minunea. Da. Și aici e un alt capitol din viața ta foarte frumos și vreau să vorbim mult pe treaba asta. Cum e cu minunea? Am o fată care chiar săptămâna asta împlinește 30 de ani, Niculina, fiica mea în prima căsătorie din Grecia. Da, mulți înainte. E o fată superbă, incredibil. Da, Dumnezeu de ce... Mulțumesc mult la fel, să rămână. Și mă duc, chiar mă duc să o văd. Vreau să sărbătoresc cu ea împreună ziua ei. Și din cauza, nu datorită carierei, scopul meu suprem a fost să mă concentrez la carieră, la muzică. Să evoluăm. Poate și din cauza creșterii sau cum am interpretat eu lucrurile sau cum le-am auzit, am văzut că de cele mai multe ori copiii și din mediul în care vin eu pot cumva, la noi, la țigan sau la lăutar sau la astea, pot cumva fi, te pot scoate din filmul care, la ce ai de realizat. M-ai înțeles? Da. Adică dacă stau și fac 1, 2, 3 copii, trebuie să stau cu copiii, să-i cresc, să mă doresc la copii. Să le acord atenție. Să le acord atenție. Poate mi-e dor de el, nevasta, poate... cu alea, cu greutăți. Lasă mai bine așa să-mi văd de treaba mea, da. Opinia mea a fost aia, cum spunea Dumnezeu, să-i vătești pe mama, cine are să-i trăiască, cine nu să-și dorească. Exact. Și mi se părea că copiii nu te lasă să ajungi acolo unde îți dorești. Bine, tu deja aveai o fată, te-ai, bă, mi-am făcut rost, am și eu un copil, nu, gen. Nu, pentru că nici la Niculina nu a fost intenția. Da. S-a întâmplat să rămână gravidă, n-a fost ca și cum mi-am dorit. Asta am spus și ei. Bă, nu e că nu ești un copil nedorit, dar nu era în plan. Andrei a venit, nici el nu era în plan. A venit și după niște ani de zile care am avut o vasectomie, dar a fost pur și simplu un miracol. Tocmai am petrecut acum câteva ore cu el când am venit de la Iași și e un miracol, un miracol de copil, adică extrem de frumos, extrem de inteligent și nu numai asta, dar este exact cum a spus. Da, exact cum a spus părintele Iustin de la Oașa, zice, i-a spus și lui părintele Teofilu Părăianu, părintele lui Iustin, și a spus, zice, prin copii nu numai că ne retrăim copilăria, ne renaștem prin ei. Pentru că pur și simplu fiecare lucru pe care îl vedem prin ei, trăim tot ceea ce n-am putut noi să trăim și tot ce ne-am dorit. Și în fiecare zi asta văd cu el, adică sunt lucruri pe care mă duc și le fac cu el sau se oprește timpul în loc, pentru că și eu mi-aș fi dorit, sau nu mă amintesc, să fi fost cu taică-miu, să fi mers să mă fi jucat cu o mașinuță sau cu trenulețul sau cu toboganul sau cu nu știu ce. Mamă, și sunt momente care... emoționantă e faza asta ce spui. Sunt momente când am spume pe mine și limbrici și vreau să plec, vreau să dau telefon, mă sună cineva pentru o cântare la studio, nu știu ce, și spun, ok, Damian, stop, stai și tu, mai stai 10 minute, doamne frumos, mai stai, Damian, 10 minute. Adică fac eu cu mine. Faci pentru tine, cum ar fi. Exact, exact. Damian, eu ți-am mai scris, am mai avut o rugăminte la tine, mare rău de tot, să iei și naiu și știu cum mare drag. Și chiar mi-aș dori să... Așa, românești, pe doine, pe de-asta, eu sunt un consumator de muzică de-asta. Thank you.
Îți mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Ce ai făcut acum a fost terapie. Mulțumesc. Și spun asta pentru că am avut în cap cam toată copilăria mea de la bunici de la țară. Adică asta e muzica, nu știu, n-ai cum să nu ai în tine, nu știu, ca român, nu există să nu-ți placă. Mulțumesc. Superb. Și te-am văzut, nici o clipă nu ai deschis ochii. Câtă pasiune pui când cânti la Nae? Ești în lumea ta, ce se întâmplă cu tine? E singurul, te transformi? Sau? Nu pot să cânt cu, la Nae nu pot să cânt cu ochii deschiși. Am observat. Pentru că e o conexiune pe care o am, pe care nu pot să fac cu ochii deschiși. Orice altceva mă distrage, trebuie să fiu total în înăuntru meu. Da, da, da. Cât de mândru ești că ești țigan. Dacă n-aș fi fost țigan, n-aș fi fost tot ce sunt astăzi. Ce frumos. O să iau ceva să mănânc, dar poți să mă întreb mai departe, mai zic. Da, da, eu te întreb, doar că o să-ți aduc, sau dacă ne ajută cineva să dea și pâine. Nu, sunt ok, sunt ok. Da? Da. Cum e cu, dacă tu mănânci, să te întreb și cura asta de, cum ai reușit să te miști? Că de câțiva ani ești bine rău. Sunt în supru. Ești bine rău, da. De obicei, aoleu, că sunt pe jos, nu-i frumos așa. Nici o problemă. Nu-i nimic. E un marș, nu-i bine, păcat. Da. Așa, e mâncarea noastră de la Dumnezeu. Corect. Nu, mă mențin, de obicei sunt, așa cum am spus, am fost și vegan pentru mult timp, fac și keto, dar e o combinație. Acum am o combinație între, țin câteva zile pe săptămână post și în rest mănânc și proteine și astea, adică o fac așa ca să-mi fie bine. Deci și care e secretul? Trebuie să mănânci puțin? Să... Nu, trebuie să... Uite, o să iau și eu să nu pară că... Trebuie să înveți să combini. Da? Asta e cea mai importantă. Să există un echilibru. Ce mâncare preferată e? Ce... Italienească, franțuzească, nu știu, românească? Nu cred că mai mănânc după o mâncare, adică în orice restaurant, care mă duc sau orice fel, orice gen de restaurant, aleg aceleași lucruri, adică știu că am nevoie de o bucată de proteină, adică un pește, somon sau altceva, și lângă el puțin orez sau niște legume sau stimpul, să spunem, sau laburi, da, sau da, la grătar și o salată. Deci, da, nu prăjie, nu exact. Grătar merge, fiert grătar merge. Exact. Da, că citisem că devenisei vegan și de-aia acum... Am fost vegan 8 ani. Așa, acum e ok, mănânc și carne. Mănânc și carne pentru că... E bine și cu carne. Mă țeau cu mâna că... Da. E mai bun. Cu vastul e mai bine. Damian, te-ai gândit vreodată, acum, cum ești, să pleci din țară? Dar definitiv mă refer. Sunt mulți oameni care mă întreabă ce cauți aici, pentru că la ce poți să faci tu, ce poți și potențial și... Da, da, exact. România nu mai este o țară care să te țină pe loc până face ce vrei să faci. Și mai e ceva. Oportunități multe aici. Nu oportunități multe aici. Dacă ai ăsta, atât. Nu laptop. Poți să fii oriunde, oricând, la orice oră. Da? Depinde doar de tine. Cum știi să-l folosești? Dacă nu știi să-l folosești tu, care e foarte simplu, îți iei un copil de 20 de ani, îl angajezi. Da. Și îl pui pe ăla să-ți facă ceva și tot. Da. Deci nu te gândești. Nu, și România e un loc unde e un loc unde poți să faci lucruri chiar incredibile. Nu știu dacă te-am întrebat dacă regrești ceva în viață. Dar să regreți la modul, bă, dacă aș da timp înapoi, aș face orice să nu se mai întâmple. Aș fi fost și mai nebun decât am fost. Da? De un milion doar mai rău. Ai fost nebun? Ai fost rebel? Nu nebun, adică orice, am să spun ceva, orice mi s-a părut mie la un moment dat o greșeală sau am făcut greșeli, de fapt, mie cele mai mișto lucruri nu mi-au ieșit din alea care le-am planificat și am spus am să fac asta și o să fac asta și o să iasă asta. Spune pregătite. Și a ieșit prost aia, adică m-a dus pe un alt drum. Aia care mă duceam și făceam greșeală, într-o lună, două, trei, aia de fapt era cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla o dată în viața mea și nu o dată, de zeci de ori. Fiecare greșeală a dat un alt rezultat bun. Eu îi respect pe oamenii mă respectă. Dar dușmani ai? Ai vreun dușman? În momentul ăsta. Dușman cu J, cum zic țigani. Cu J, da. Dușmanie. Dușmanie pe tine. Nu am dușmanie. Nici nu am dușmanie pe cineva. Ori avea oamenii pe mine, că e vorba aia că... Dar nu știi tu, dacă n-ai făcut... Dacă n-ai dușmanie, înseamnă că n-ai făcut nimic ok în viață. Am oameni care mă cunosc, care vin la mine. Îmi spun, bă, știi ce? Nu puteam să te înghit. Astăzi eram cu un băiat în mașină cu un instrumentist la mine. Și eu, până acum 2 ani, până să te cunosc, nu puteam să te înghit. Și nici n-am vrut să vin să cu tine. Și până când te-am cunoscut și am văzut ce mișto ești, mi-a plăcut de tine mult la tine. Zic, dar de ce aveai dușmanie pe mine? Da, asta ce, nu știu, așa că așa mi se părea de afară. Părea arogant. Da, te vedeam ca țigan așa, că uite unde a ajuns ăsta, ce fițos e și tare în gură, fi și nu știu ce. Și până când te-am cunoscut, cât de mișto ești. Deci, poate să fie părerea cuiva. Nu spun că sunt perfect, Doamne ferește, că toți dintre noi
ne place să vedem doar latura bună. Și eu sunt dator rahatul, și eu nu sunt bun, și eu sunt nervos. Ce îți reproșez? Asta, nervii sau ce zici? Nu, cu nervii nu, sunt ok, am făcut destule terapii și lucruri încât să-mi omor ego-ul și să nu mai am nervi și astea. Da. Îmi reproșez că ar trebui să fac mai multe și nu fac destule. Da, asta cam așa aș vrea să închei, dar vreau să mai rămâi cu mine să beau și o sticla asta de vin de la domeniile. Toată sticla? Davidescu. Păi ce mai sunt, trei pare. Eu... Oh. A, și dacă vrei... Hai să mai scând ceva așa la închide ca să închide. Haide, haide, te rog din suflet. Îți mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Și eu îți mulțumesc. Doamne ajută să vă ajute Dumnezeu, felicitări pentru tot ce faci. Mulțumesc. Le doresc tuturor mult succes, tuturor invitaților tale, felicitări pentru tot ce faci. Și nu uitați să credeți în voi. Să acceptați că nu sunteți în control și că suntem binecuvântați de Dumnezeu. Astea trei o să le țin minte. Îți mulțumesc din tot sufletul meu și eu vreau să te felicit pentru ceea ce faci și mai ales pentru podcastul foarte reușit. Mulțumesc. Ai avut oameni grei rău. Mulțumesc. Și... e doar o curiozitate, da. Și mi-aș dori, uite, de față cu tatăl meu, măcar să-mi cer și mie ajutor, vreau să aduc și un invitat. Mișto. Mulțumesc. Mă simt dator că ai venit la mulțumesc. Mine. Mulțumesc, cu mare drag. Mulțumesc. Ia să vedem ce să-ți cânt așa ca să bei, și da. Pe acesta. Da. Doamne ajută și eu, mulțumesc!